Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre criptomonete care se dau gratis în seria Airdrop. Deja va fi cu data de 8 martie. Am adăugat vreo 8 monete noi la lista mea care sunt sub video în descriere față de ceea ce a fost în 3 martie. Dacă n-ați văzut 3 martie, vă recomand ambele să vă uitați ca să faceți o recapitulare la toate linkurile ce reprezintă. Eu aleg astfel de linkuri care sunt mai ușor de adunat, în primul rând, și să fie cu perspectivă sau să fie foarte scumpe. De pildă, prima monetă deja este la bursă. Unica trebuie de făcut corect înregistrarea și de făcut unii pași ca să putem să scoatem această monetă. Deci, vedeți, eu am 10 monete primite la înregistrare, dar acest pas nu este de ajuns. Deci, uitați-vă, eu am lăsat cel ca să vă arăt. Deci, când facem înregistrarea, dați arăt unde este linkul de referral, deci el este ultimul. Așa ceva, îl copiați, îl dați la cunoscut. Dar ca să primiți 10 monete de la referral, el trebuie să se activeze. Cum se activează, cu o să arăt și eu. Eu încă nu sunt activat. Eu am activat doar înregistrarea. Dar contul încă mai trebuie făcut un pas. Deci trebuie de făcut o susținere sau o donație cuiva din acele persoane care este pe acest site. Deci acest site este legat cu promovarea video. Deci uitați, vedeți la fiecare criptomonetă, fiecare video. Deci aici este foarte interesant prin ceea că putem să adăugăm video, cineva nou ne dă monetă, iar monetele acestea putem să le scoatem. Deci cât costă această monetă? Uitați-vă la bursă, ei jumătate de dolar undeva. Puneți un video interesant. 1000 de oameni, de pildă, le-a plăcut și vă dat câte monetă și aveți 1000 de monete. Deci, așa, prețul e 46 acum, această monetă, AMP, așa e, se numește, prescutat Sinero. Deci, ea este pe Bittrex, Poloniex, UpByte, Cryptopia, HitBTC, 5 burse. Deci destul de multe. Deci din 2015 și este creată această monetă ea și permanent crește. Deci voi uitați la care v-a video, care v-a plăcut. Și dați persoane date un care v-a ajutat. Aici intrați pe video și vedeți este ce cât puteți să dați din balansă 10 și e dați apăsați amplifi e de două ori am apăsat. Ну, атент. Ком опасаться. Где-то саду с доу. Требую монеты, да. А ты? Тут что требует факу? Дече, ком се примите мои мульти монеты? Дече, линку для реферала луат сел дат словами. Ей цен регистрязды. Дак и куйва дау каду у монеты. Атунче и сактивиаться, ши сингур примите пентру ей 10 monete. Deci ei au făcut tot corect. Deci acest site e de promovare la video. Pe urmă, dacă doriți să adăugați ca aici un careva video și așa mai departe. Cum facem înregistrare? Deci dați yes. Când
când am trecut după linkul de referral, la voi să fie așa ceva. Deci apăsați pe signal. Alegeți Facebook, e cel mai comod, că automat vă faceți și verificarea contului. Dacă faceți prin calea aceasta, cu nickname, e-mail și mai departe, tot o să trebuiască să mai faceți verificarea. O să apară un link în interior, unde se spune că faceți verificarea. Deci e cel mai comod prin Facebook. Deci această monetă este super, deci ea trebuie de adunat. Când intrăm pe Facebook, la fel, dacă am făcut verificare. Și uitați, vedeți, eu am făcut ceva și mi s-a întors înapoi. Deci eu m-am întors o monetă. Ok. Deci cred că am văzut că am apăsat de două ori sau ceva era acolo o problemă. Deci, și uitați, faceți așa mișcări și uitați, vedeți încă în plus adaugă monete. Deci trebuie de făcut acest lucru. Și așa adunați cât mai multe monete de acestea. Uitați la mai multe video și o să câștigați cât și așa monete. Și discos poate de la 25 de monete. Uitați, este butonul vid drop. Minus 25, da, vedeți așa, îmi scrie că eu am făcut amplificare în dolar și pentru asta mi s-a adăugat cât mai multe dați, să primești cât mai mult și înapoi primiți, un procent înapoi. Nu o să vedeți, când o să vedeți ce trebuie de făcut pe parcurs în alte video. Acum facem înregistrare și facem corect activarea. A doilea, tot este o monetă foarte bună. Primim 50 de monete la înregistrare. Asta e $4 și 100 pentru referal, asta e $8. Deci foarte bine se poate ridica. Cum facem înregistrarea? Apăsăm pe semnal. Вы не пленницу держал, но я рано ищет, и линкул де реферал. Да, и не пленниц дателя, колоком скрисан форма де регистрали. И e-mail требует сфачиться активаря. Виндюск сварь. Линкул де реферал, а и человек сфачил реферал. А часто копия. Здесь, кума спус, пентру регистрали пленниц 50 монеты, пентру реферал, а здесь особо монеты. Deci, cât mai mulți referal, cât mai multe, cum, mai mulți bani în final o să aveți. $8 și mai departe. Cu aceasta e clar. E foarte bună monetă. A treilea. Aici mi se dă 50 monete la înregistrare și 5 monete pentru referal. O leacă mai puțin, dar tot moneta e bună ca preț. 0,2. 0,2 mulțit la 50 de monete, sunt $10. Deci, cum am spus, am ales cele mai interesante monete. Încă 7 zile, faceți înregistrare, apăsăm pe sign in. Sign up, cătare, dar eu vedeți că sunt în cont de tăinaieșit. Pe sign in. Mai jos alegeți sign up. Nu ne introduceți e-mail-ul, parola, repetați parola, pufați că acceptați condițiile și faci sign up. Pe e-mail vine scrisoarea de activare. După aceea deja am intrat în interior. Aici, atenție, este important de făcut unii pași care vă va trebui ca să primiți monetele. Dacă nu le faci, nu o să primiți monetele.
Deci, când intrăm în interior, după ce am făcut înregistrare prima dată, ca să apară 50 de monede pe balanță, neapărat trebuiește de unit la Telegram. Greu să încarcă. Acolo este scris ce trebuie făcut. Deci intrăm în airdrop. Мерчик грил. Тут мой ком. Тебе в интернет еще вопли. А патрон, где чем? Aici facem înregistrare, apoi prin Signup, unde introducem e-mail-ul și parola. Apăsăm pe Signup. Login-ul e la fel intrare. Aici primim 100 de monete și 50 pentru referral. Destul de bună monetă. La fel activăm linkul de referral. Deci aici când am intrat în interior, în dashboard, trebuie neapărat de apăsat pe View Wallet și de introdus datele la numele login-ul care este în Telegram și portofelul și de salvat. De făcut update. După aceea de intrat în Telegram și de făcut unire. Aici e link-ul la Telegram grup. Și apăsați pe dânsul. Vă uniți la Telegram. După aceea o să apară aici monetele. Până faceți acest lucru, nu o să apară monetele aici. Și mai este un moment că zilnic intrăm pe acest site, mai primiți încă 10 monede. Prin asta tot e cum acest site. Deci sunt intrat 10 zile, mai aveți încă 100 de monede. Dacă nu vă place să invitați. Deci, așa, cu Sofie, am început să lucrez, dar nu. Posibil că are ceva lucrări, pe site și-l merge mai greu. Încercat mai târziu. Deci aici trebuie neapărat în Sofin de intrat în airdrop ca să primim monetele. Dacă nu facem unire la Telegram, nu primim monetele. A cincilea e foarte bună monetă. GPN coin, ceva din Japonia, posibil. Primim 50 de monete și pentru referal tot 50. Aici ia moneta 0.1, acum dar va fi cred că 0.2. Deci ei scriu că $10 primim.
Если он чем спрашивает реферальный, он собственно здесь где монеты. Линку для реферала есть, я, а вы касается не у ним, вытаскивать что-то какое. Кас не активируем. Адаугаем портофелу. Ethereum. Aici, dacă nu l-am adăugat acest update, dacă ceva, join la Telegram. Nu. Vă uniți. Eu deja sunt, vedeți. Aici apare o inscripție de a intra în chat, apăsat și atât. O criptomonetă. Așa să le. Și fiecare site, când facem înregistrare, verificați și poșta electronică pentru a activa înregistrarea. Aici ce facem? Deci îndeplinim datele, nume, prenume, alegem țara dacă dorim, așa, nu, unii nu-i, unii steluțe e obligatoriu, deci aici loginul la Telegram, loginul la Twitter, alegem țara, neapărat mai jos, introducem portofelul Ethereum, e-mail-ul, parola, repetăm parola, mobilul introducem, bufăm că nu suntem robot. Aici tot neapărat trebuie de bufat mai jos condițiile și creăm cont. Verificăm poșta electronică, după ce am verificat, intrăm prin login. Unde indicăm? E-mail-ul indicat și parola. Apoi punem captcha și facem login. Iar link-ul de referral aici în interiorul găsim. Deci primim 50 monete la înregistrare. Asta undeva e $4 și 20 pentru referral. Link-ul aici este la Invite Friend. Acum cel mai gras, spunem, link este ultimul, 22, unde pentru înregistrare primim $50. Deci uitați, 50 de monete pentru înregistrare. Pentru a face înregistrare apăsați pe registru. Unde introduceți datele cum trebuie corect. E-mail, parola, repetați parola. Bufați cum sunteți robot și faceți semnal. După aceea ce s-a activat link-ul de referral, nu link-ul de referral, dar link-ul de activare pe e-mail, intrați pe login. În interior acolo trebuie de făcut 3 pași și aveți 50 de monete. Deci ce trebuie făcut? De unit la Telegram, pe urmă de unit la Twitter, de făcut înscriere și de făcut invitație la persoane. Referral, link-ul este aici, ori aici. Și acest e link-ul de referral. Care deja invitați oameni.
nimic complicat. Deci, dintre cele care am spus, față de cele de 3 martie, aici este care primele sunt foarte importante, de făcut corect și la 8, tot am observat că faceți foarte multe greșeli, acuși vă arăt care este problema, când vă uniți, nu faceți corect verificarea. Deci uitați-vă, apare grupul, deci trebuie să apăsați în butonul acesta să porniți. Voi apăsați, dar nu faceți verificarea. De ce spun aceasta? Că dacă nu faceți acest lucru, nu primiți $30 sau cât acolo pentru înregistrare, ce corect. Nu-i de ajuns, pur și simplu, să vă uniți la grup și atât. Deci uitați, trebuie de făcut verificare. Pentru verificare trebuie este, deci la mine accountul este verificat. La voi o să scrie că introduceți primul pas, e-mail-ul. L-ați scris aici de pe el. Scriți acolo ceva. Știți, apare aceasta și l-ați trimis. Pasul 2 îți va ceară iară să introduceți portofelul Ethereum. Iar l-ați pus acolo ea și iar l-ați trimis. Și atât, asta e toată verificarea. Pur și simplu voi nu faceți corect și când dau la verificare, uitați ce mi arată. Că din 36 de oameni care s-au înregistrat, doar 10 au făcut corect. Deci 26 nu au făcut verificare. Respectiv 26 de oameni fără folos au făcut acest pas. Deci intrați încă o dată aici, acest link și verificați. Când apăsați pe verification, dacă la voi scrie așa cum arată aici, la mine înseamnă că voi ați făcut verificarea corect. Dacă scrie altceva, înseamnă că mai repetați, până o să fie așa scris. Deci cam atât ce am vrut să spun. Numai bine.